Salut! Suntem în data de 31 ianuarie și vom începe tratamentele pentru pomi. Astăzi voi aplica un insecticid cu acțiune sistemică, adică cu acțiune îndelungată, și anume Mospilan. Am să pun un plic de 3 grame la 10 litri de apă. Iar cu acest amestec vom stropi toți pomii pe care îi avem în grădină. Menționez că este foarte important tratamentul de iarnă, pentru că prin acest tratament se distrug larvele tuturor insectelor care hibernează în această perioadă. Fiind cu acțiune sistemică, insecticidul lucrează pentru o perioadă îndelungată și în felul acesta combatem o mare parte din dăunătorii care se cuibăresc și iernează în pomii noștri. După ce am omogenizat bine compoziția, închidem pompa și mergem să stropim. Haideți să stropim. Aplicăm o ceață uniformă pe întreaga suprafață a pomului. Astfel, prin îmbăiere, asigurăm protecția necesară de care pomul are nevoie. Cu aceeași substanță putem stropi și arbuștii fructiferi, pentru că și ei au nevoie de protecție. Protejăm bine atât ramurile, cât și tulpina. Pentru că dăunătorii se pot ascunde în orice fisură o găsesc pe suprafața pomului. Continuăm în felul acesta până terminăm de tratat întreaga livadă.